Peste nicio săptămână, restricțiile din Grecia încep să fie ridicate. Astfel se încheie programul pilot început pe 19 aprilie de autoritățile de la Atena. Intrarea cetățenilor străini în țară cu vaccin pentru COVID sau test PCR. Din a doua zi de Paște, toate terasele și restaurantele se deschid. Până când vor ajunge însă primii turiști în Elada, noi vă spunem tot ce trebuie să știți dacă vă planificați o vacanță în Grecia. Urmează pașaport de vacanță. În mod oficial, un sfert din PIB-ul Greciei vine din turism. Neoficial însă, cifrele sunt altfel. E vorba de 55%. Până la pandemie, nimeni nu se uita la procente. Acum însă, după un 2020 dezastruos, fiecare turist contează, iar grecii nu-și permit niciun pas greșit. Grecia, o țară care trăiește într-o proporție foarte mare din turism, se vede în momentul acesta încă o dată în impas. Magazinele, terasele, tavernele sunt închise, iar administratorilor, patronii mai exact, așteaptă acum ca deciziile guvernului să vină cumva în ajutorul lor. Life has changed. Places are closed. Restaurants, coffee shops and bars don't have been closed since November. They can only operate with delivery and takeaway. You see, the chairs is like up to the tables. So we're waiting for the government to take the decision to open us. After 15th of May, we're going to open again. We're waiting for the tourists. We're waiting for everybody to make again our life like it was before. De la jumătatea lunii mai, turiștii sunt așteptați în Elada, însă unele restricții nu vor fi ridicate nici atunci. Cratate apostatis este un semn pe care o să-l găsiți în toate hotelurile de aici din Grecia, și anume păstrează distanța, cel puțin 1,5 metri între fiecare turist, chiar și atunci când trebuie să meargă până la recepție pentru a-și lua cheia de la cameră. Εμείς φέτος, ακολουθώντας όλα τα καινούργια πρωτόκολλα, έχουμε ήδη ετοιμαστεί. Τηρούμε όλα τα πρωτόκολλα τα οποία έχουμε λάβει από το κράτος. Paralia Caterini este una dintre stațiunile către care se îndreaptă cei mai mulți turiști din România. Prețurile sunt accesibile. Cazarea începe de la 30 de euro pe noapte cu mic dejun inclus, care acum, din cauza restricțiilor, este adus direct în cameră. O stațiune frumoasă, o stațiune animată, care, bineînțeles, în fiecare vară se animează și este plină de energie, pentru că suntem la poalele muntelui Olimp, muntele zeilor, și pentru că românul iubește această stațiune. After 14 of May, the news what we have now and what we have spoken with Mr. Theroharis, our minister, started really the season in all of Greece, also in Chalkidiki, and it is open everything. Also, if would you like to go from city to the city or from destination to destination. Wearing the mask on the beach, it's not in discussion now right now. We wait till Friday, our new protocol, the protocol of the services, I can say. The service in the hotel, the services also in the cafeteria, bars also in the beach bar, and we know much better after one week. Până atunci însă, toți cei implicați în industria ospitalității din Grecia se pregătesc. Cel mai mult au de lucru cei care administrează terase și restaurante. Timid, grecii se pregătesc deja de sezonul estival. Asta pentru că după data de 14 mai, turiștii vor putea fi bineveniți pe o terasă cum este aceasta din Paralia Caterini. I think we have a lot of people. Because everybody it's boring now, 6 months everybody sit in the house, they can make nothing. Yeah. Everywhere in the Europe it's closed, the restaurant, the coffees, and I think come a lot of people. Atenție, în Grecia nu se va putea intra chiar și după relaxarea măsurilor prevăzută după 14 mai, decât la minimum 14 zile de la rapel. Mai puteți intra în țară cu un test PCR negativ. În plus, la granița, aleatoriu, autoritățile își rezervă dreptul de a face teste rapide turiștilor.